Avem o cotă de 2 și 10 din 3 evenimente. Sabin, o să te rog să ne detaliezi puțin. Uite, la meciul din Singapore pariem 1X, variantă, dacă un telespectator spunea că ar merge pe mâna lui Rovers, putem alege varianta acoperită, 1.28. Iar Ruslav cu Ural s-a amânat, din păcate, destul de târziu. Rușii au hotărât destul de târziu să scoată acest, să întrerupă competițiile. Mai avem un cupon din Liga a 3-a turcă, Gyumurshane Spor cu Bakspor, Bakspor Club din Ankara, 1X, cota 1.35. Ar fi o cotă finală de 2 și 10 pe această variantă, dar evident cu un meci și mai puțin nu mai poate ieși această cotă. Puteți alege dintre restul variantelor propuse sau una din variantele următoare, să vedem cum am putea totuși concepe o cotă de 2 câștigătoare și pentru mâine.